pentru că suntem în sâmbăta mare a Paștelui, ne-am dorit să facem sărbătorile pascale într-o zonă pitorească și, bineînțeles, ne-am dorit foarte mult să ajungem din nou în Bucovina. Și astăzi vă vom prezenta o pensiune care se numește Opcina Mare. Un mic detaliu, așa, gazda este foarte primitoare, decât că unele mici probleme am întâmpinat pe drum, a început și ploaia, să zic, ne-am dorit să facem un ceaun, în câteva arătăm, au și ceaun, da? Așa, să vedem de este ceva pregătit în el și ne așteaptă cu ceva. El pregătit pentru acum urmează momentul de mărmuri. Este gol, dar îl putem. Numai vremea să țină cu noi, de nu va ține, vom face un grătar care acesta este acoperit. Da. Aici ne vom petrece 3 zile. 3 zile mai exact. 3 zile mai exact. Ceea ce o să vă prezentăm în continuare, vom vrea să ajungem la Mănăstirea Putna, la cruce. Acum nu mai vremea să fie favorabilă, că din câte se observă a început ploaia. Da? Rămâneți aproape. Like, share, abonare. Și vă vom ține la curent. Acum mergem și noi să ne odihnim, a fost un drum destul de lung. Și ținem cam că suntem foarte obosiți, vrem să ne întâlnim un pic, chiar după aceea vom merge să luăm lumină și vă vom ține la curent cu următoarele vloguri. Nu uitați, like! Like, share, abonare!